Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei, alături de mine în studioul știrilor și astăzi jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-am regăsit! Începem cu un subiect care a provocat o tragedie într-o familie și de români și într-o familie de ucraineni. Un accident rutier provocat de un tânăr ucrainean care era beat la momentul la care a fost produs accidentul. Tânărul accidentat din cealaltă mașină a murit. Da, Dumnezeu să-l odihnească pe tânărul din Ipoteș care a încetat din viață, condoleanțe familiei. Și nu înțeleg de ce au dat drumul șoferului care a provocat tragedia, pentru că omul... Există o decizie a instanței, în sensul, da, Tribunalul Suceava. O decizie a instanței, da, a cui decizie? Și dacă omul era în comă de atât timp, l-a arestat preventiv pentru că a făcut nenorocirea asta. Când atunci era din asta, încă omul era în viață, acum situația s-a agravat pentru că a murit. E sub control judiciar. E sub și control judiciar, pentru o altă... Bun, Cătălina, da, la altă încadrare este. Da. Dar tu dacă știai că omul este în comă și șansele lui de supraviețuire sunt minime, de ce ai dat drumul șoferului în libertate? Noi nu discutăm că dacă îl ține în închisoare acum, nu înseamnă că îl ține în continuu. Sau poate îl ține în continuu. Că până la o decizie definitivă a instanței, e sub control mai este. Judiciar acum. Mă, dar ține-l în arest. În pușcărie ține-l. De ce? Pentru că familia și oamenii ce vorbesc? Domne, uite, a murit băiatul săracu și ăla e în libertate. Știi cum era, la aia, cum era aia la Elena Udrea? Cum de-aia dat drumul din pușcărie? Păi de era preventiv până se judecă. A scăpat. Și astea sunt lucruri, știi cum vine în motivarea judecătorilor? Cum vine mai ales la când statul de drept acționează împotriva politicilor, a oamenilor cu nume. Că a provocat în societate o emoție, a provocat emoție în societate și de-aia am luat măsura asta. Păi de accidentul ăsta de la Ipotești, când a venit berbecul ăla beat. Nu provoacă emoții? Berbecul ăla beat la volan. Nu provoacă emoții în comunitate? Și nu provoacă și o stare de totuși, temere? Pentru, nu există, nu știu, șanse bun, de recidivă? Nu știu dacă nu-ți mai trebuie, Doamne ferește, să pățești așa ceva. Dar asta nu înțeleg. Păi, ce comunitatea aia a fost șocată, nu? De faptul că un băiat de 40 ceva de ani vine cu mașina, intră în casă, vine unul, pac, mort. Și el are libertate. Da? Sunt multe decizii ale instanței, da, care pot nu, fi dar zic așa, judecate Cătălina, la modul când, acesta de către civil. Repet, că a provocat o stare de emoție și de tulburare în sân opinie publice, arestarea lui Marian Vanghele, sau nu știu, că corupția... Cristi Crețu. Da, sau Cristi Crețu la noi, că îl ține în arest preventiv de 4 luni de zile. Și a fost mutat în penitenciar acum. Și el e acuzat de luare de șpagă, de mită, nu de omorât oameni. Și el e în arest preventiv, Cristi nu, Crețu. Nu, e în penitenciar deja. Da, mă, dar e în arest. Bun, dar nu este, Cătălina, nu este... E în timpul, a fost trimis în judecată și nu are o sentință definitivă. Mai da? Este, da, e în pușcărie. Și ăsta care a omorât un om e în libertate. Păi care provoacă emoții mai mare? Lasă-mă că emoția asta, că parcă eu dacă sunt de la Brodina și a luat nu știu care de la Consiliul Județean 40.000 de euro, nu mai pot eu la Brodina de asta. Dacă i-a luat sau nu i-a luat? Nu, sau nu, mă doare venirea la bască. Dar dacă eu sunt din Brodina... Mita asta nu e dovedită, dar decesul e clar. Nu, dar nu vorbeam în general, că nu am zis. Dar la Brodina, dacă eu sunt vecin cu Costică și vine un berbec beat și-l omoară pe Costică și pe urmă văd pe șoferul la libertate și Costică mort, nu mai mare emoție îmi provoacă și tulburare și nesiguranță? Da, altă întrebare. Profesorul Ilișescu de la Fălticeni a reușit da, la a doua încercare să stopeze temporar finalizarea demolării clădirii. Dar ia dacă e demolată în proporție de 75%. Eu nu știu, Cătălin Coman, primarul de la Fălticeni. Eu nu știu, el e profesor de sport, a făcut facultate sau e profesor de gimnastică cu liceu la bază sau profesional la bază. Adică totuși dacă ai făcut o facultate
Dom'le, în facultatea te învață să mai deschizi ochii, mintea, urechile, știi, te mai cizelează așa. Dar eu cred că el cred că nici profesionala nu are. Eu cred că el a făcut două clase și s-a făcut profesor de gimnastică, știa să facă flotări și genoflexiuni și echero la bară și zice, o, ăsta e bun de profesor de gimnastică. Și a făcut, eu nu cred că are școală el. Dacă avea o școală din asta, minim. Adică să știi să deschizi o carte de istorie, să știi și să citești din ea, să înțelegi cât de cât. Adică măcar atât să știi când l-a omorât pe Mihai Viteazul în 1899. Așa. Sau ceva să știi cu Dimitrie Cantemir, cu Grigore după ureche, cu Horea Cloșca și Crișan, cu Gheorghe Doja, cu Răscoala de la Bobâna, cu Traian și cu Decebal, cu Menu Morut, cu Glad Gelu, Menu Morut, cu Mircea cel Bătrân, cu Radu cel Frumos. Eu nu zic... Măcar cu Ștefan cel Mare, că e de pe aici. Da, e superstar. N-a zis să-mi spui mie despre Perș, despre Babilon, despre Incaș. Nu am pretenția asta. Dar să știi măcar de aici, din Băltătură. Ca să poți să valorizezi și din ceva statuie. Ce nu e de patrimoniu sau de ce? Da, nu. Cine e din statuia aia de la, care au văruit-o la Rădoți? Să știi cine e pe calul ăla. Dar nu se poate, că el zice că nu e de patrimoniu. Tune, dar are, dacă că n-a cerut nimeni să o clasifice. Da, dacă și din cauza 1800. Asta. E o clădire care, dacă domnul profesor de gimnastică știe să scadă din 2022-1800 și vede că ies 222 de ani, fix. Dom'le, te gândești că una, două, când îi auzi pe moldoveni ăștia de la Fălticeni, de unde e profesorul de gimnastică, de la Preotești, pe moldoveni de la Suceava, de la Rădăuți, toți moldovenii când îi auzi, dom'le, dar la Oradia, dom'le, dar la Cluj și acolo, noi suntem de parcă alții ne-ar face nou rău, nu noi singuri. Și ne mai și regretăm singur? Că nu avem centru vechi. Așa, colo, și păi, aici vreau să ajung. Vezi, dacă merge profesorul de gimnastică la Oradia, după aia vine și povestește la profesorii lui de gimnastică, am fost la Oradia și era, nu știu cum, cu clădiri vechi frumoase. Dom'le, deci eu cred că are numai două clase, ți-am spus, ori, dacă din greșeală a ajuns până în clasa a șasea. Când se face istorie? Din ce clasă? Din... A patra, a opta și a doua. Okay. Istoria românilor. Presupunând că, eu cred că aici a fost structura lui cu istoria cu românilor. Învățatul, nu, cu învățatul. Eu cred că a ajuns totuși până în clasa a patra, Cătălin Coman, și în clasa a patra la istorie era atât de slab, încât l-a lăsat repetent și nu s-a mai dus la școală. Eu sunt convinsă că a ajuns mai departe cu școala, dar nu neapărat nu că cred. I-a plăcut. Eu cred că urăște istoria. Să, cu atâta furie și cu atâta ură să demolesc clădirile vechi din Fălticeni, aia a fost o mare nenorocire ce a făcut el, că a demolat statul vechi. Poate el să vină să spună că nu știu ce avea, lasă-mă în pace. Și acum să demoleze o clădire din 1800. Eu cred că el la istorie a fost, vai de mama lui, repetent, cogent și după aia repetent, și urăște istoria, tot ce este istorie, urăște. Păi să-l ducă cineva să-i citească, să-i deschidă cartea la biserică, poate îl mai potolește, că nu se poate așa ceva, și că el, aia, că e la Consiliul Local. Mă laș. Consiliul Local, de parcă nu ar ști el ce... Consiliul Local e al lui, da? Și el s-a acoperit de hârtie, că toate hârtiile... Dom'le, dar nu despre asta este vorba, dom'le. Este vorba despre sălbăticie. Dar e ireversibil ce s-a întâmplat, păi, cu această clădire. Na. Deci, eforturile profesorului Ilișescu, care Cătălina, eu cred că deranjează ordinea și liniștea publică. Demolează, dar este o rușine. Este o rușine cu profesorul ăsta de gimnastică, cu atacurile lui sălbatice împotriva tot ce înseamnă istorie. Astea sunt cele două teorii ale mele. Ori are doar două clase, ori are patru clase și în clasa a patra s-a rupt totul. Între el și educație s-a rupt totul din cauza istoriei. Sigur, mai sunt și alte variante. Eu pe astea două le-am. Astea sunt ale tale. Dacă întrebi pe altul, normal că are alte variante. Dar e prea mare furia împotriva clădirilor istorice. Este de neînțeles să fie atât de furios. Ce s-au făcut ele? În loc să le restaurezi. Poți lăsa loc unei parcări. Investiții. Da, unei parcări. Să vină doi care au adus mașini pe motorină din Germania, nu second hand, patru hand, așa,
să le parcheze acolo și să bârâie motoarele dimineața iarna că nu pornesc să le dea cu foc pe jos casa. Pentru asta. Și la gura humorului e da, da, doi votanți. Sunt doi votanți pentru profesorul de gimnastică din Fălticeni. Doi votanți. La gura humorului și acolo e o discuție cu parcul și cu o altă investiție. Am înțeles că s-a oprit acolo. Deocamdată. Și aici e tot temporar. Să vedem care dintre cele două variante ți se pare mai credibilă în ceea ce privește alocarea de fonduri pe Anghel Salin din B. județul Suceava. Varianta A, varianta Gheorghe Flutur, cu o reușită mai... Să sun un prieten sau ce? Cam așa ceva. Sau varianta B, Mirela Domnicăi, că meritul e al primarilor și că, de fapt, jumătatea goală a paharului arată că se putea mult mai mult, mai mult decât dublu. Sau atât s-a cerut. Auzi, Cătena, printre... Vreau să explic așa. Chestiunea e undeva la mijloc, ca să fie de la început. Deci e undeva la mijloc. Deci mai e și varianta C. Da. Un la mână. Avem primari, profesori de gimnastică, tractoriști, sudori. Auto, se zice. Cum? Auto. Auto ce? Nu era un vestit primar care era... L-au întrebat ce profesie are și a răspuns că auto. Așa. Buldoi scavatoriști, profesori de botanică, profesori de religie și așa mai departe. Un profesor de gimnastică, tot am pornit prea, de unde să știe el să facă proiecte? Profesor de gimnastică ce știe? El știe genoflexiuni, săritura la groapa cu nisip, flotări, așa, mersul piticului, mersul uriașului, că, deci una e profesor de sport și una e de gimnastică, ori Cătălin Coman e de gimnastică. Ce spui tu mie că face profesorul de gimnastică? Dacă chiar el a semnat un contract pe Anghel Salini. A fost în lotul primilor semnatari Salini. Numai, dar sunt în primării niște oameni angajați care să scrie astfel de proiecte. Da? Dar nu l-a făcut profesorul de gimnastică Coman. Hai să fim serioși. Poate că el a dat... A indicat? Da, el a spus. Unde? Bun, probabil că a zis așa, venind el, mergând pe drum, bă, aici ar merge o parcare. Da, șeful. Și aia se apucă să scrie, atâta a făcut. Deci nu fac primarii. Primarii nu fac ei efectiv. Ei cel mult poate să spun, bă, aici n-ar merge o bancă. Aici n-ar merge să facem un fântână arteziană. Cu cei mai prosti pe alegători. N-ar merge să învelopăm clădirea primăriei? Da, asta era. Așa, să învelopăm. Păi prima și prima oară, profesorul de gimnastică se gândește la el, să-i fie lui bine la primărie acolo. Și angajaților. Și angajaților. Bun. Și sunt niște oameni angajați care scriu. Da. Eu când am văzut comunicatul PSD acela libidinos, unsuros, deci o unsoare din aia de ulei din ăsta. Când a fost aici la Suceava cu zilele Sucevei, da? Erau ăia de făceau cartofi prăjiți. Și hamsi. Hamsi. Ulei din ăla refolosit de la hamsi pe care îl vergi pe jos și se miroase tot și nu se mai duce de pe jos. Așa era comunicatul PSD unsuros din ăla pupând mâinele și ciucurii primarilor, că sunt eroi. Cum poți să spui așa ceva că niște profesori de gimnastică pe care au ales trei doamne și doi domni, ăia sunt eroi că au făcut o bancă în parc sau că și-a învelopează ei clădirea la primărie? Cum poți să zic? Păi eroi sunt ăia, care au, oamenii ăia care au stat prin pușcării, care au făcut războaie, care au adus medalii de aur țării la olimpiade, de la așa, au făcut niște chestii. Ce erou e primarul ăla care scrie trei hârtii, pune pe alții să scrie trei hârtii? Spunând totuși că își fac treaba. Cătălina, oamenii ăștia... Asta deci, e treaba lor. Cât are profesorul de gimnastică salariu? Are 10.000 și ceva de lei pe lună, da? Profesor de gimnastică, de la Fălticeni. 10.000 și ceva pe lună, în mână. Bașca faptul că totul este pe cartea de muncă, că nu e la privat să te chinui, să-i dai, mai dai și pe la negru. Totul e pe cartea de muncă și când iese la pensie profesorul de gimnastică din primărie, da, o să aibă nu știu ce pensie. Și profesorul de sport de la școală o să aibă o nimica de pensie, da? De gimnastică, de sport. Păi nu, de sport e o diferență, să zic, asta e de gimnastică. Și cum îți spui tu mie că ăla e erou? Păi pentru ce primește 10.000 și ceva de lei pe lună, adică 3.000 de euro, 2.500-3.000 de euro în mână?
Câți dintre locuitorii municipiului Fălticeni, în afară de vreo doi baroni, de vreo doi patroni și de Ioan Stan, că e parlamentar, și încă vreo doi șmecheri pe acolo din Fălticeni, în rest arată mi și mie la Fălticeni, că e ora sărac. Fălticeni nu are nimic industrie, e mort. Cine are acolo, cine are la Fălticeni 1000 de euro, e boier. Și tu îmi spui mie că ăla e rău? Cum să fie rău? E o minciună și o gonflare și o lipsă de respect față de adevărați eroi. Bun, Mirela Domnică a fost mai cumpătată, chiar n-a zis eroi. A fost că cea mai cumpătată din toată varianta. Dar, acum și ajung la chestia aia, jumătate. Unde e jumătate, da. Păi, mai Cătălina, azi am făcut și Meriță Negură, știi că el nu e mare yes-man la adresa lui Gheorghe Flutur. Că nu stă ca alții să-i pupe mâna și lui Gheorghe Flutur și ciocuri. Dar a zis omul, mamă, să fim serioși. Totul e politic. Și Gheorghe Flutur e membru în conducerea coaliției de guvernare, e la vârf, e. Și a dat exemplu ăsta cum politic, Meriță Negru, la Câmpul. Doamne, de ani de zile proiectul la utilități și mediu. Și ăsta, localitățile de unde să plătească ratele alea? Că n-au de unde. Și se plătește la guvern. Și a zis omul, oricine ar fi fost, PSD, PNL, dar este o decizie politică. Și îți trebuie o influență. Când a fost PSD-ul a condus, au vorbit aia de la PSD, când au fost PNL, au vorbit aia la PNL, la Ministerul de Finanțe, aia dați bani la oamenii. Deci este o decizie politică. Nu poți să vii să negi tu PSD că Gheorghe Flutur e ficus. Hai mă, să fii serioși. Dar putea mai mult? Cătălina, că din 700 la 330, da, fiecare își prezintă marfa cum vrea, dar n-avea să vină Gheorghe Flutur. Am avut proiecte de 700 de milioane, dar ne-au aprobat 330. Păi nu putea să vină să spun așa. Și oricum, întotdeauna, știi că toți au depus proiecte, ama, unii au depus numai să ia bani. Știi, le trebuie, nu le trebuie. Și normal că s-a făcut o selecție. Nu se iau foarte greu. Da, nu se aprobă foarte greu. Am înțeles, nu se cer foarte multe documente. Da, programul ăsta Angel Salini, nu există în România o fundație Angel Salini făcută din urmașii lui Angel Salini care au lăsat miliarde de lei României. Și acum am par bani. Că s-a pus taxă pe podul construit. Bani de la guvern, care sunt sau nu sunt, nici nu știu dacă sunt toți, știi? Și normal că s-a făcut o selecție, dar să vii să spui că Gheorghe Flutur, într-adevăr, Gheorghe Flutur e cam bancul ăla cu americanii și cu rușii, ți-am mai zis. Tot vopseau rușii luna cu roșii americani. Domn președinte, vopsesc că e la asemenea. Și când au terminat de vopsit, domne, au, e luna roșie. Merge sus, trageți o dungă albă, scrieți Coca-Cola. Așa și aici. Domne, dar fac aia la primărie, ca la Findești, nu știu ce, domn președinte, lasă-i mă să fac. Și la sfârșit, du-te mă, trage o dungă, scrie Gheorghe Flutur, știi? Adică știe, Gheorghe Flutur știe să se lipească. Deci știe să se lipească. Dar nu poți să spui că nu are o influență. Au să fim serioși, că dacă nu era acolo, alea 330 de milioane, poate erau 200, nu știu, nu putem verifica. Dar evident, evident că să ai un om în conducerea coaliției, 4 de la PNL și 4 la PSD, acolo se iau hotărârile. Cele ia Nicolae Ciucă? Claus Iohannis are niște chestii, dar el nu se bagă în asta, oricum nu pricepe. Are. Poate să fi dat la mărginimea Sibiului ceva, să fi vorbit, să fi dat pentru o din asta de făcut brânză. Ceva, nu. Dar are sus a băgat. Și s-au întâlnit aia, 4 cu 4. Hai mă, cum facem? Pac, 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 dă-i lu' ăla, dă-i lu' ăla, dă-i lu' ăla, dă-i lu' ăla. Adică ce ne dăm ochii peste cap și ne fandosim? Stăm ca niște mironosițe și cu două degete luăm cănița de cafeluțe și așa și ne facem că nu are legătură chestia asta. Mă, ce ne fandosim? Că așa se face treaba. De când politica și nu la noi și peste tot, cu aranjamente. Ești acolo în vârf, contezi. Nu ești în vârf, nu contezi. A, că PSD-ului nu-i convine că n-are pe nimeni de la Suceava, asta e altceva. Bun, sigur, are primari care vor beneficia de investițiile astea dacă s-or putea face. Dar Cătălin, eu nu spun că nu. Dar nu vii și spui că, aia mă, că stai nimeni. Păi dacă a stat până acum, ce s-a făcut în regiunea Moldova în general? Câți oameni din Moldova, și nu zic doar în guvernarea asta, și PNL și PSD, câți au fost? Au fost la Iași cu Relu Fenechiu, cu șmecherul Fenechiu și cu aia și au tras bani la Iași. Și cu aeroportul au tras bani la Iași, da? După aia a dispărut. Pe Cristian Domniții l-au făcut cei de la DNA. S-a terminat. Care mai e din Moldova? La vârf nu e niciunul. Și pe urmă toți, da, dar noi în Moldova, că uite, că aia nu, că aia nu. De ce?
Hai să răspundă. De ce? Pentru că nu, din Moldova nu se recrutează. Pentru că țara e condusă de grupul de la Cluj, de unul din Teleorman sau de unul din Olt. De aia. Și de la din București, Buzău, evident. Nu uita de Buzău. Aoleu, și-am din Buzău. Adică hai să nu fim. Corect, Gheorghe Flutur sare calul. Dar el e practicant al acestui sport de când nu-l știu. Săritura la cal. Săritura peste cal. Peste cal. Și tot sare calul, asta știu. Dar nu poți să vii să-mi spui că nu, că el nimic. Și asta cu primarul eroi. Nu, zi-mi și mie ce face primarul de la... Hai să luăm pe unul. Ce acte de eroism te de la Pojorâta. Nu, de la capul cod. De unde vrei tu? Ce zici mie ce face un primar într-o comună cu 5.000 de locuitori dimineața până seara? Ce face el? Merge la primărie, bea o cafea, mai bârfește pe acolo ce a auzit de pe la județ, ce au mai văzut ei pe la televizor și după aia vine un cumătru, mai un rachiu, mai un grătar. Ce ai de făcut la primăria aia? Că pământurile s-au dat, șmecherii cu pajiștele mai fac, niște aranjamente, da, fac. Cu lemn, depinde unde stai, cu pajiști. Mai vine un amărât după ajutor social și zice, da, la vot știi cum, da? Și șmecherii din asta, ce face ăla de 8.000 de lei pe lună în mână? Ce face ăla de 8.000 de lei și tu îmi spui mie că e rău? Stă și bea, dacă are darul băuturii și bea se îmbat a doua zi în mahmur, dacă are darul puturoșeniei, stă și zace și nu face nimic, face ce vrea. Cine îl controlează pe un primar, zici și mie, câte la servici? Când e slujba? În proiecte se vede, Sorin, câte proiecte a reușit să determine, păi așa să scrie. Are oameni acum. Zici și mie, când îi cauți unde să primare? La primărie. Nu la primărie, că sunt la, dacă sunt pe teren. La biserică îți primi în față, la slujbe să-i vadă lumea, la biserică. La una, două, la pleca la Suceava, la ședință. Sau mai nou la București, sau la semnat. La semnat. Că nu s-au inventat semnături electronice. Ce mă, nu caută nimeni, deci au viață de boieri. De viață de boieri și tu îmi spui mie că sunt eroi. Nu îți spun eu una ca asta, n-aș îndrăzni. Doamne, dar nu mai avem proprietatea cuvintelor. Și revin la o chestie pe care am mai spus-o. Gheorghe Flutur merită criticat și a fost și Orestor Nofre la mine, doar știi, i-a dat. La temelie i-a dat lui Gheorghe Flutur. Dom'le, dacă am bani acolo, dom'le, dar hai să o facem în incintă. Nu merge strigați peste tot. Că ai unul acolo care poate să pună un cuvânt la București. Știi? Ți-am mai zis eu, ăia de la Cluj, pac, ai văzut mai acum vreo săptămână, doi consilieri de al lui Emil Boc, pac, la București, la ministere. Cum își plasează oamenii peste tot. Păi poate că nici recrutările nu merg bine pentru întâlnesc... că nu este solidaritate în Moldova. Păi nu este. Aici hai să... Ți-am mai povestit eu când era în timpul guvernării PDL și Suceava avea un secretar de stat, Cristi Rimie, Dumnezeu să-l odihnească, la sănătate. Și era ședință la Brașov cu PDL Brașov. Și s-au întâlnit, aveau 7 miniștri și secretar de stat, Brașov, organizația PDL Brașov. Asta ce am auzit-o așa povestită. Și zice Orestor Ofrei lui Gheorghe Flutur, domnul președinte, facem și noi ședință cu subsecretarul nostru? Adică la mișto aveam și noi unul. Și aveau 7 la Brașov. Ca să mai zic la Cluj, câți au avut de-a lungul timpului. Că de la Sibiu câți au trimis și așa mai departe. Și noi de la Suceava mergem unul, pac, îi dăm mânca. Bun, e și Tibiu Brădățan și nu mai știu cine e de la Suceava. Dom'le, da, ok, dă-i, da. Atâta discuții și nu o știm, n-avem. Bine, auzi, și Gheorghe Flutur cu bățul prin gard. Că și lui îi place să bage bățul prin gard. Lui îi place și în opoziție. Că dacă el ar fi fost mai domnos, așa, nu ar fi luat atâtea topoare acum. Adică mai puțin plin de el. Nu, în general așa. Iar în cele din urmă la Spitalul Județean din Suceava nu e nimeni din Fălticeni, sunt doi din Rădăuți, candidați pentru... Și nu e niciun profesor de gimnastică înscris la concurs. Da, și actualul manager interimar Alexandru Calancea. Deci Alexandru Calancea, Traian Andronachi, Dorin Tibeica. Da, după părerea mea, Alexandru Calancea va câștiga. E acolo manager, e apreciat de conducerea Consiliului Județean care organizează concursul.
Și normal că e favorit. Traian Andronache are experiența, domnul Tibei că nu intră în discuție, nu știu ce, de ce s-a înscris. A fost manager și el la spitalul Răduț, în alte vremuri. Tu vrei să vorbesc ca în cărți sau să spun așa, pe bune? Tu de obicei zici pe ce crezi tu. Asta că să vorbim frumos, da, și domnul Tibei a fost, are și dumnealui experiență. Cel mai bun să câștige un concurs care va fi corect. Cescu? Nu, deci Alexandru Calance 99%. Ce se poate întâmpla de 1%? Nu știu, mă mai interesez eu și zic zilele astea dacă rămâne 99% sau 109%. Că am o informație că se duce spre 109%. Dar să văd mai exact. Bă, Traian Andronache vine, el are experiența cu Răduțul, cunoaște și spitalul din Suceava, dar nu știe mai bine ca Alexandru Calancea. Plus că Traian Andronache nu este înghițit absolut deloc la Suceava, de conducerea Consiliului Județean. Și se pare că nici la Răduț. Nici la Răduț, da. Măcar. Da, nu e înghițit înghițită la modul general. Mulțumesc pentru discuție de astăzi, Sorin. Așteptăm cu interes informații despre 99 versus 109%.